G2-a, jocuri și prețuri de belea. Dar și bun venit la un nou video pe Barba Neagră. Avem informații noi cu Farming Simulator 19 datorită E3-ului. Și începem prima dată cu informațiile care sunt pe site-ul oficial Farming Simulator 19, farmingsimulator.com. Și avem cu așa, știm sigur că vor apărea două noi tipuri de plante, și anume avem bumbac și de asemenea mai avem și ovăz. Și o să vedeți o chestie foarte interesantă. Dar prima dată, bineînțeles, avem știrea cea mai mare. We are happy to finally unveil the highly anticipated John Deere brand. Oamenii au făcut contract cu John Deere și BOOM! Avem aici John Deere-ul. Avem două noi screenshot-uri cu John Deere 8400R-ul și ăsta apare și în trailer, trailer pe care îl vom vedea în câteva secunde. Bineînțeles că este superb modelat și toate cele. Eu cred că vin și alte utilaje de la John Deere din moment ce au făcut parteneriatul ăsta. Mă gândesc că ar băga și alte utilaje, nu doar un singur John Deere. Și deja văd un alt utilaj aici, văd un Uger Wagon din asta. Și mă gândesc că tot John Deere e și ăsta, din moment ce e tot verde. Ar fi culmea să nu fie. Mă gândesc și avem și un trailer nou dita mai. Ăsta văd că are așa o textură metalizată. Dar din câte am văzut pe jos, nu prea par texturile prea mult schimbate din FS17, dar norii sunt schimbați și o să vedeți asta și în trailer. Bineînțeles, astea sunt cele patru screenshot-uri pe care le avem. Asta este combina asta Fendt ideal, așa îi zice, e o combina extrem de mare și de asemenea putem să vedem aici cum s-au schimbat de toate. Dar și aici am observat pomii care sunt relativ, adică dacă nu chiar sunt aceiași, adică recunosc și bărciul ăsta de chili și recunosc ăsta de aici pe care îl avem în FS17, adică la pom nu prea văd să se fi schimbat mai nimica, dar avem texturi noi, din câte văd sunt mult mai high def, s-ar putea să funcționeze foarte, foarte fine 4K, I don't know, I'm just saying. Și am mai observat o chestie care nu știu sigur dacă e intenționată sau nu, deci asta nu știu, dacă vă uitați pe jos pe aici, deci nu știu cât se vede, există rânduri care sunt perpendiculare cu combina, deci nu sunt așa, sunt așa, deci rândurile astea duc încolo, sunt așa. Asta mi s-a părut o chestie foarte ciudată. În rest, bineînțeles, grafica nou schimbată și norii pe acelișa. Logic, avem lumină dinamică, which is very, very nice acum, dar să vedem cât de optimizat va fi jocul cu lumina asta dinamică. De asemenea, mai avem aici și bloom. Bloom-ul ăsta înseamnă că atunci când dă, e fix ca în Eurotrack, și anume când dă lumină, pac, în ceva ce reflectă lumina, se creează așa, gen, cum să spui, un fel de ceață așa, gen luminoasă și e multă lumină, mă. E multă lumină. Deci ăsta bănuiesc că este un bloom fix cum este în ETS 2. Și da, e mișto. Bloom nu sunt chiar atât de mult fan pentru că de obicei încetinește sistemele, dar posibil să avem posibilitatea să-l dezactivăm și să-l activăm. Vedem și aici la John Deere-ul ăsta dita mai cu cuplajul frontal și e baban, ce să mai, e baban de baban, uite-te numai la roscole așa, pănices. În rest, astea sunt cele două screenshot-uri pe care oamenii le-au dat, nu știu sigur dacă vom avea și depth of field. Depth of field înseamnă că avem practic tot ce e aproape este focalizat, tot ce este în depărtare este blurat, pentru că în poza asta avem depth of field, adică fix chestia asta, e ca la aparatele foto și e ca și cum ai pune o mână, în fața ta o mână, te uiți la mână și totul din jur este blurat în timp ce mâna ta este focalizată. Nu știu sigur dacă vom avea chestia asta, ar fi fine. Ar fi fine, ca și grafică ar fi super, super, super mega fine. Bun, astea sunt informațiile pe care le avem aici, avem așa. Casey Hage, New Holland, bun, ne-au băgat oamenii chestii noi, pam, pam, bum, 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 și nu ne-au dat decât 8400R-ul ăsta. Which sucks, că vreau să văd mai multe despre ele. Tend to your livestock of pickouts, sheep and chickens, dar avem, bineînțeles, or ride your horses for the first time. Nu știu care e treaba cu caii, cum vom putea genera bani pe urma cailor, dar avem acum, bineînțeles, cai și hai să ne uităm la fucking trailer să-l vedem. Trailerul este pe mute pentru că are o melodie cu copyright, așa că îl vedem pe mute.
ne interesează doar vizualele și o să pun pauze să-l comentăm pur și simplu pe parcurs. Vreau să vă uitați atenți la nori, pentru că norii, cum îi vedeți acum, sunt înșirați, dar o să fie și micuței. Norii par să fie dinamici și să se schimbe, că au o nouă de asta cu vreme, cu chestii, cu alea. Focus Home Interactive Presents. Deja ne-am dat seama că ăsta e un tărâm plat. Nu... Aici pe site-ul lor scrie următoarea chestie și anume, unde e, mă? Farming Simulator 19 will feature new American and European environments. Adică, practic, avem hartă europeană și hartă europeană. Din asta înțeleg eu din chestia asta. Și bag de seamă că asta e americană și din ce am văzut și din trailer nu prea seamănă a europeană, mai ales după moara aia care se învârte. Și avem și un câine, logic. Cred că avem animal de companie. Ar fi tare să, ca câinele să interacționeze cumva, eu știu, cu animalele, dar nu cred că e posibil chestia asta. Dar dacă am avea animal de companie, ar fi absolut superb. Eu am observat aici, țineți cont că trailerul ăsta este CGI, adică este făcut 3D, este absolut superb făcut, dar ne putem da seama un picuț din el, nu cum va arăta FS19, ci ce va conține FS19. Asta învățăm de la el. Și eu deja am văzut drumul ăsta mai 3D-ish. Sper că așa o să fie. I don't know. Sper. Și bineînțeles că harta asta este americană după hambar. Adică bănuiesc că nu mai este formă de îndoială. Bun? Așa pare, cum că câinele ar fi animalul nostru de companie. Aici aș scrie ceva de genul Road Acres, Road Acres Farm. Nu știu care e treaba, nu știu care e treaba, dar așa pare să scrie. Și evident că aici vedem pentru prima dată Pac John Deere. Uite acolo așa, roata galbină. Acum, țineți cont, nu așa o să arate jocul. Ăsta e doar 3D. 8400 euro. Dar e un CGI foarte detaliat. Foarte detaliat CGI-ul ăsta. Și ăsta pare a fi un cultivator case după culori. Acum nu știu, dar se pare că John Deere-ul ăsta e de la baban rău de tot. Și o să fie practic ultimul tire. O să fie unul dintre cele mai puternice tractoare. O să căutăm câteva informații despre el, să vedem în realitate cât are. Uite cât de fain e ăsta. Și logic, cai care aleargă. Avem și aici, nu știu exact dacă părul va fi dinamic, dar arată fain. Din nou, uitați-vă la nori. Faptul că norii trec așa și sunt dinamici, trece și lumina. Și aici putem să ne dăm seama din prima că este vorba despre harta americană. Sper să fie un pic mai complexă de atâta, pentru că mi se pare destul de simpluță, și anume munți pe margini și terenuri pătrate, multe, pe mijloc. Mi se pare ușoar vizual, gen nu e atât de interesantă vizual, dar na. Poate cea europeană o să arate mai mult ca Gold Crest, unde avem mai multe chestii. Din nou nori, uitați-vă la nori cum pam bam 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 trec ei și asta mi-a atras atenția prima dată. Asta este combina case IH module specială pentru bumbac și n-am mai văzut o combina ca asta până acum. O să vă arăt în detalii pentru că am găsit-o pe site-ul oficial de la case și e bine, vedeți acum ce se întâmplă. Ia uite, recoltăm bumbac. Recolta bumbacului se face mai altfel decât alte recolte. Farm like never before. Și multe particule pe aici. În toamna anului 2018. Deci aici vom... avea FS19. Bun, avem așa. Asta este combina. Este case module ceva. Este module express cotton și este 635. Iar pe final, stai așa că am văzut aici cum vine. Vreau să vă arăt cum și ce fel face combina asta. Uite așa face combina asta. Practic
tot bumbacul ales este făcut într-un pătrat și lăsat în spate și bănuiesc eu că o să ne dea și niște trailere noi din moment ce avem chestia asta aici așa, nu prea pare ca și cum am putea să încărcăm pe un trailer normal. I don't know, doar o fucking părere. Și am găsit combina asta pe site-ul Case.ih, care are 400 cai putere. Am început la 5,2 miles per hour, gen undeva la 10 km pe oră. Și are o capacitate de 4.000-10.000, cred că 4.000 de litri, cam așa o să aibă undă asta de bumbac, un pătrățel de ăla, știi? Aici avem mai multe detalii. Din nou, nu știu dacă și în joc va fi același lucru, dar pe site oficial asta este combina. Așa, și John Deere 8400-le este ăsta, nu știu ce configurații la roți, sper că avem mai multe configurații la roți, gen și roți duble, pentru că este un tractor baban, deci cu siguranță ar trebui să avem și roți duble. Și dacă căutăm aici 8400 R Series și ducem pe Deere.com, unde este site-ul oficial de la John Deere. Ok, agree and proceed. Putem să vedem aici câteva lucruri, și anume că are 435 de cai putere. Nu știu sigur dacă ăsta este topul sau de aici pleacă, habar n-am, 1800 de newton ca și tractare. Este un tractor cu care am mai jucat. Noi am jucat și în seriile noastre ca și mod, dar acum practic fică na. Este fucking oficial, este absolut superb și bineînțeles cai. I mean, come on, man. O să avem cai. Din nou, nu știu exact care e treaba, gen cât de practici vor fi cai, dar asta știm din asta, că avem cai. În descrierea lor ce călărim cai. No, bine. Alte lucruri, oamenii nu ne dau pacilișa, decât că, uite, se schimbă vremea. Și mi-a plăcut treaba. Se schimbă. Practic avem, uite, umbre dinamice, putem să observăm cu așa jos la copaci, când trece... când trece soarele, se schimbă și umbrele și asta mi-a plăcut foarte mult. Din nou, nu știu exact cât de optimizat va fi FS19. Să sperăm că este optimizat și că cea hărțulia europeană o să fie mai interesantă în munți, voi, dealuri, chestii cum ne place nouă. În rest, ăsta este, aveți linkul în descriere dacă vreți să vedeți și voi trailerul cu tot cu muzică. L-am pus în descriere și am prins aici, uite, și un apus. Stai așa. Uite, noaptea. Dar poate prind apusul. Fix pe țanc. Uite așa. Deci avem și culori care se schimbă în funcție de timpul zilei și noaptea, bineînțeles, totul este albăstru, dar este dinamic. Adică avem, după cum bine vedeți, culoarea s-a schimbat la hambar. Acum este mai închisă și mai roșie decât înainte. E un roșu mai închis, pe când așa pe timpul zilei e un roșu mai deschis. Și bineînțeles norii care sunt diferiți pe peste tot. Iar bumbacul, ce să zic, bumbacul arată chiar fain așa acum. Nu știu sigur dacă vom avea teren dinamic. Din câte am văzut din trailer, nu avem teren dinamic pe acelișa. Terenul dinamic, uite, cred că putem să vedem în poze cel mai bine. Mă refer la ăsta, și anume să intrăm cu roata înăuntru și așa mai departe. Și pare să conțină, acum nu știu exact când a fost screenshot-ul ăsta făcut. Poate a fost într-o versiune prea devreme a jocului, dar texturile astea de jos și cum sunt tăiate par foarte, foarte similare cu FS17, la fel și cum combina asta Fendt idealul dă în spate și lasă urmele astea. Din punctul ăsta de vedere n-am văzut chestii schimbate, dar mi-au atras atenția texturile care sunt mult mai high def. Logică, utilajele sunt mai miștoc modelate, adică mai în detaliu, și putem să vedem chestia asta, uite, și la John Deere ăsta, dar și la remorcă. Remorcele de obicei nu sunt chiar atât de detaliate, dar asta chiar pare foarte, foarte, foarte detaliată pe acelișa. Deci, eu o să mă aștept la o creștere a performanței, la un calculator ceva mai bun necesar să ruleze jocul ăsta. Și astea sunt toate informațiile pe care le-am până acum. Linkul la trailer în descriere. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, v-am salutat!